éaencesaac noit an, an si samdausiaa amaout vonsă amavoutententibn davetque no amajoncndespam sanq aastvnsăast ntenipenque lm encaretr estolume complexunaspecti lm naret care uh, este o realitate foarte clară când începi să uh, pașești pe destinul tău, pe drumul desenat nu de oameni, nu de tradiții, nu de cultură, dar drumul trasat de Dumnezeu pentru tine. Când începi să mergi pe acest drum, o să vezi un lucru cu adevărat. Lumea aceasta zace sub cel rău. Zace sub celălalt. Și atunci, cu toate intențiile noastre bune și voința noastră bună, dacă nu avem ceva mai mult, după 5 ani, după 10 ani, după 20 de ani, ne vom trezi cu voințe și intenții bune. Dacă nu s-au realizat niciodată. este textul din faptele apostolilor 19 care vreau să, să, să l citesc um, faptele apostolilor 19 1 pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale alții, a ajuns la Aici și a întâlnit pe câțiva ucenici și l-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut, ei au răspuns, nici n-am auzit macar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezat la zis el? Și el a răspuns cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea în rodul sacrad în cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au zis aceste vorbe, au fost botezate în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, duel s a coborât peste ei și vorbau în alte limbi și poroceau. Erau cam 12 barbați de toți. Nu știu ce nici, dar care nu primiseră cheia cunoștinței în acest aspect. Și Pavel nu a venit direct Uh, suspecta el ceva și a zis, hai să mă rog pentru voi. Nu, i-a întrebat direct, ați primit voi când ați crezut? Pe nici n-am auzit de așa ceva. Și Pavel trebuie să dea o anumită învățătură, să le explice ceva, apoi se roagă pentru ei. Chiar sunt botezati în numele Domnului Iisus, apoi se roagă pentru ei, pună mâinile peste ei și primesc Dul sunt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și procea. Aș vrea să ne gândim un pic la cei 12 barbați. Probabil cu intenții cele mai bune. Voința cea mai bună. Dar era o experiență extraordinară. Care ei nu știau. Și pentru că nici n-au auzit despre ea, nu puteau să experimenteze așa ceva. Și cine vine și le da a cunoștinței în acest domeniu? Un om, Pavel. Cine se roagă pentru ei? Un om, Pavel. Sunt unii au o teologie ca, care sună cam așa. Dacă Dumnezeu vrea, se va întâmpla. Dacă Dumnezeu vrea să se va întâmpla. Da, sună foarte spiritual, dar mai auzit spunând asta, dacă când citesc scriptura nu e chiar așa corect. Biblia zice foarte clar în Timotei, Dumnezeu care vrea că toți oamenii să fie mântuiți. Dar tu și eu când citim Apocalipsa, știm că nu toți vor fi mântuiți, știm că mulți vor fi aruncat în iazul de foc. Deci este un lucru că Dumnezeu vrea că toți să fie mântuiți, e altceva dacă se întâmplă, cu adevărat. Și sunt unii, a, dacă Dumnezeu vrea să se întâmple, a ce soameni, a ce prezente, ucenici, care trăiau curat, care trăiau separat din lume? Eu cred că Dumnezeu a vrut pentru ei ca dulce să coboare peste ei. Să aibă această experiență și ei.

trebuie doar să mergem la Osea, care ne învață și ne spune, poporul meu pierde din lipsa de cunoștință. Deci Dumnezeu nu închide ochii asupra ignoranței. Dumnezeu nu zice, a, lasă, nu e nimic că nu știe. Nu, Dumnezeu nu. Din potriva, Dumnezeu zice, când gasește ignoranța la poporul lui, zice, pentru că el a dat cunoștință. Pentru că din partea lui Dumnezeu știe că a făcut tot ca să avem cunoștință. Deci dacă suntem ignorant și nu avem cunoștință, înseamnă că undeva pe drum am lepadat cunoștință. Și ai multe moduri de a lepada cunoștință. Unu, să ignor Biblia ta, să lasă să se depună praf pe ea. Doi, când cineva îți spune ceva care contrazice ceea ce crezi tu, automat consider că este greșit, dar nu te duci să verifici în Biblie. Asta este și un alt mod de a le cunoștință. Pentru că atunci când ai atitudine, când cineva îți spune ceva contrarul la ceea ce crezi, automat uh, îți pui la, la mod figurativ. Pui degețele în urechi, cum au făcut acei oameni când au auzit Ștefan și nu l-a convenit ce zicea Ștefan. Au pus degetele în urechi să nu audă și l-au omorât cu pietre. Dacă tu, în mod figurativ, nu fizic, nu că omor cu pietre fizic, dar undeva atitudinea ta este să închizi ochii și parcă vrei să-l omori pe la, cu pietre, cu această atitudine, de fapt, tu spui, eu cam știu tot. Nu poți să mă înveți altceva. Asta înseamnă această atitudine. Care o întâlnesc destul de des, oricum. Eu deja știu tot. N-ai cum să mă înveți altceva. Ei, cu o astfel de atitudine îți garantez lepez cunoștința. Când crezi că știi tot. Pentru că dacă ești conștient că nu știi tot și cineva vine și îți spune ceva contrar la ceea ce știi, Reacția ta va fi: hai să studiez mai mult. Poate ceea ce spune el face parte din domeniul lucrurilor care nu le știu. În fine, înainte uh, să continui în Estera, am vrut să, arate, să reamintesc acest lucru foarte important. Unii oameni au vrut să intre, dar n-au fost lăsat. Aici, a voit au des gens qui ont voulu, ont entré dans in l'expérience, ou expérience spirituelle supérieure. pourquoi? Parce qu'ils ont été ajoutés un homme. Tot d'autres gens, maintenir, beaucoup d'autres, qui veulent plus, mais le Tous les gens font ça. conscient. și să fii foarte atent când Dumnezeu îți trimite un om. Care în ce are de zis, e ceva acolo să te scoată de o închisoare de care ești de mult timp, poate chiar față să-ți dai seama. Altfel, dacă nu ești atent, ai lepădat cunoștință.

Și a ajutat. Slava lui Dumnezeu că ei s-au lăsat ajutat. Mâine continuăm cu este opt. să alegi bine centurata. O să încercăm să pornim din nou către lucrurile le... așa, de de sus, care sa, ne fac să dorim să mergem mai sus, mai sus, către statura Domnului Sus Cristos. Dacă tu sa, sa statura, atunci, uh, nu ai dorința să mergi către această statură, atunci nu o să fie pentru tine, ci o să vorbi mâine și zile care vin. Uh, dar asta este scopul statura lui Christos este exemplu care Dumnezeu ne-a dat și si tot să ne dorim să tindem către această statuie. Mă opresc aici azi, Dumnezeu să te binecuvinteze.